Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a mântuit, care m-a iubit și s-a dat pe sine pentru mine. Credem cu toți lucrul acesta, așa-i? Amin. Trăim Hristos și trăim, adevărat. Vreau să facem un pic de practică. Vreau să răspind toți, cu gura noastră, acest verset. Cred că ne ajută, ok? Haideți cu mine. Am fost răstignit împreună cu Hristos. Am fost răstignit împreună cu Hristos. Și trăiesc. Și trăiesc. Dar nu mai trăiesc eu. Dar nu mai trăiesc eu. Ci Hristos trăiește în mine. Și Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc. Și viața pe care o trăiesc. Acum în trup. Acum în trup. O trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu. O trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu. Care m-a iubit. Care m-a iubit. Și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Am citit acest cuvânt pentru că cuvântul are putere. Are putere? Are. Vreau să vă citesc din 1 Ioan, din 1 Ioan 1:1. Nu, Ioan 1:1. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Vreau să vă dau un exemplu foarte practic. Când Dumnezeu a creat peștii, mării, animalele de pe pământ și omul, l-a pus pe Adam să le numească. Să dea numai animalilor. Vă aduceți aminte din Biblie? Aceasta este scris în Geneza 2:19. Domnul Dumnezeu a făcut din pământ toate fierele câmpului și toate păsările cerului și le-a dus la om ca să vadă cum ar să le numească. Și orice nume pe care vedea omul, fiecare vegetitoare, acela era nume. A avut putere în cuvânt. Ceea ce Adam a numit, ceea ce Adam a dat animalelor, fiecare cuvânt pe care el l-a dat și fiecare nume pe care l-a dat animalului, aceea i-a fost forma și aceea i-a fost identitatea lui. El a fost ceea ce ele au fost numite de Adam. Dumnezeu a creat lumea prin cuvânt și ne-a dat și nouă această putere de a crea, putere de a da viață și de a da moarte. Prin ceea ce vorbim, fiindcă suntem fii de Dumnezeu, cuvântul rostit de noi se împlinește. Haideți să ne uităm puțin în Proverbe, capitolul 18, cu versetul 20. Proverbe, capitolul 18, cu versetul 21. Moartea și viața sunt în puterea limbii. Oricine o iubește, îi va mânca roadele. Viața și moartea e în puterea limbii. E foarte important să spunem adevărul. Spunem adevărul toată inima și să și vede. Ceea ce spune se împlinește. Versetul găsim în Iacob, capitolul 1:26. Mm-hmm.
dacă crede cineva că este religios și nu își împlinează limba, ci își înșală inima, religiunea unui astfel de om este satanică. Trebuie să ne frânăm limba. Și asta nu putem face pe noi, ei, prin puterea Duhului. Psalmul 34:12. Ferește-ți limba de rău și buzele de înșelătoare. Spune-mi adevărul, pentru că vrem adevărul să se întâmple viața noastră. Ne ferim de rău, ne ferim, ferim limba de rău și buzele de cuvinte înșelătoare. Noi suntem fii de Dumnezeu, prin noi se transmite viața, nu se transmite înșelăciune, nu se transmite răutate, nu se transmite nimic altceva ce nu este din Dumnezeu. 1 Petru, capitolul 3, cu 10. Acesta nu te rogăste. Căci cine iubește viața și vrea să vadă zile bune, să-și înfrâneze limba de la rău și buzele de la cuvintele înșelătoare. Este un lucru foarte practic. Și acum vreau să facem ceva foarte, foarte practic. Noi zilele astea am vorbit foarte mult despre cine suntem noi în Hristos, identitatea noastră în Hristos. Și am parcurs câteva versete în legătura cu asta și în același timp am parcurs câteva adevăruri. Și vreau să facem ceva vreau. Vreau să recitim și să proclamăm adevărul biblic. Sunteți gata? Da. Eu am sămânța promisiunii în inima mea. Eu sunt o făptură nouă. Făcut după chipul lui Hristos. Făcut după chipul lui Hristos. Eu sunt duhovnicesc. Eu sunt duhovnicesc. Eu am un suflet. Eu am un suflet. Eu locuiesc în trup. Eu locuiesc în trup. Sunt schimbat în suflet. Sunt schimbat în suflet. Așa cum deja sunt în duh. Așa cum deja sunt în duh. Duhul meu este născut din Dumnezeu. Duhul meu este născut din Dumnezeu. Și sufletul meu este adoptat. Și sufletul meu este adoptat. Eu am gândirea lui Hristos. Eu am gândirea lui Hristos. Eu am gândurile Lui. Eu am gândurile Lui. Și mă supun planurilor Lui. Și mă supun planurilor Lui. Am fost mântuit prin lucrarea completă a lui Hristos. Sunt mântuit prin schimbarea sufletului meu. Sunt mântuit prin schimbarea sufletului meu. Lucrată în mine de Duhul Sfânt. Lucrată în mine de Duhul Sfânt. Aștept glorificarea mea. Aștept glorificarea mea. Când trupul meu va fi răscumpărat. Când trupul meu va fi răscumpărat.